Nu uita să intri și pe linkul din descriere pentru cele mai frumoase și ieftine huse pentru iPhone. Bogdan Mocanu a rămas cu ochiul umflat. Ce s-a întâmplat cu artistul? Artistul are probleme mari acum, după ce a ajuns cu ochiul umflat și a încercat să-și rezolve singur problema. După ce a încercat sfaturile oamenilor, pielea i s-a umflat și mai tare, astfel că a ajuns la disperare și este în stare de orice. Bogdan Mocanu și-a filmat ochiul pe Instagram, spunându-le fanilor că au făcut mai rău decât să-l ajute. Bogdan Mocanu a ajuns cu ochiul umflat. Bogdan Mocanu se confruntă cu o problemă desîntâlnită în această perioadă, mai ales din cauza frigului de afară. Artistului s-a umflat ochiul și are un aspect precum cel bolnav de conjunctivită. Însă, acesta nu a mers la medic, ci le-a cerut ajutorul urmăritorilor de pe rețelele de socializare, care nu au funcționat în cele din urmă. După ce a încercat ce i-au spus fanii, Bogdan Mocanu s-a trezit cu ochiul și mai umflat decât înainte, astfel că a continuat să caute remedii și trucuri prin care să-și vindece problema. Artistul a dat de înțeles că ar fi în stare să-și pună orice, doar să-și vadă ochiul sănătos din nou, chiar și să apeleze la trucuri vechi. Mi-ați dat aseară niște sfaturi de lați la umflat de tot. Ce are, mă, ochiul ăsta? A nebunit de tot. Doamne ferește! Am primit așa multe mesaje cu pe, să-mi pun la ochi. Nu mai știu ce să cred, dacă faceți mișto sau chiar e bun. Spuneți mi dacă e pe bune, că mă duc să-mi pun, a spus Bogdan Mocanu pe Instagram. Artistul a început anul în noua casă. Bogdan Mocanu a trecut la o nouă etapă în viața lui, astfel că a reușit să-și achiziționeze o nouă casă. Artistul și-a petrecut sărbătorile de iarnă în noua locuință, de care se pare că abia a așteptat să se bucure. Bogdan Mocanu și-a amenajat casa exact așa cum și-a dorit, iar pentru a construi o parte din ea, a muncit singur.